Luna Nisan este lună de primăvară, întotdeauna în martie-aprilie noi o regăsim. Și aș spune două, trei vorbe despre luna Nisan, pentru că sâmbătă a fost și Shabbat și Rosh Chodesh, adică luna nouă. Este prima lună, luna Nisan, din calendarul evreiesc. Noi am vorbit despre ultima lună a calendarului evreiesc în urmă cu vreo două ediții, când am vorbit despre luna Adar și ce s-a întâmplat acolo și cu Purimul și tot ce am discutat noi. Acum vom vorbi despre lucruri frumoase și interesante legate de luna Nisan și dacă timpul o să ne permită, am găsit eu un loc unde sunt exemplificări cam de la anul 1200 și ceva încoace ce s-a întâmplat în fiecare din zilele lunii Nisan. Luna martie să fie luna Nisan. De obicei, luna Nisan este undeva în martie-aprilie și perioada în care ea cade în fiecare an depinde de ciclu lunar și nu de ciclu obișnuit. Asta numai pentru ca să repetăm, dar noi am mai vorbit despre treburile astea și cred că deja prietenii noștri le știu foarte bine. Vineri seara, spuneam, ne-am bucurat de Shabbat și de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh în San. San este prima lună și este luna în care evreii au părăsit Egiptul și tot atunci Dumnezeu se spune că a spus lui Moise și lui Aron această lună nouă, Chodesh, Chodesh este luna nouă și Rosh este capul lunii, adică prima zi din lună, va fi pentru voi capul, prima zi a lunilor. Totuși, iată că anul începe cu Rosh Hashana, care este toamna, undeva în septembrie-octombrie, da? De ce se spune că este acum înainte de Pesach al doilea Rosh Hashana, mi s-aștept ceva de asta, al doilea Rosh Hashana este pentru că Rosh Hashana, cel care ține de creația lunii, de crearea lui Adam și a Evei, este toamna și anume în prima zi a lunii Tishrei. Și nici de cum în prima lună a anului, adică Nisan. Și atunci, chiar în Tora se spune, Rosh Hashana este prima zi a celei de-a șaptea luni, adică luna Tishrei. Cu alte cuvinte, anul nou pe care noi toți îl știm ca fiind Rosh Hashana, este anul nou numărat de la crearea lui Adam, crearea lumii materiale. Vom vedea mai încolo, dacă timpul ne permite și răbdarea ascultătorilor, vom vedea că e vorba de lumea fizică, de lumea materială. Aș vrea să încerc și să sper să rămân simplă. Pentru mine a rămâne simplă în explicații înseamnă o stăpânire de detaliu a celor ce spun, motiv pentru care nu voi spune chiar tot. Cu alte cuvinte, nu voi intra în toate cele, să spunem, adâncime ale subiectului în care în această dimineață și în cursul zilei am avut bucuria spirituală de a sta de vorbă cu un bun prieten care este un evreu foarte cunoscător și nu știu dacă el ne ascultă, dar eu îl salut cu mult drag pe Eretz Levi de la Paris și care este profesor de Yiddish și regizor de spectacole Yiddish. Și, dincolo de toate, este un foarte, foarte bun cunoscător al acestor lucruri. Eu nu sunt aici nici în postura să fac mai mult decât o emisiune pe înțelesul tuturor. Așa încât eu a trebuit să mai scot din cele multe pe care el mi le-a spus și să încerc să rămân în această prima abordare a lui Nisan la un nivel care să ne permită să primim și întrebări și să putem să avem și comentarii de la ascultători. Ei, sunt menționate, spuneam, două opinii în ceea ce privește data în care Hashem a creat Universul. Rabinul Eliezer consideră că lumea a fost creată în luna Tishrei, în cele șase zile ale creației, atunci când Adam și Eva au fost creați în prima zi a lunii, sărbătorită în fiecare an ca anul nou, Rosh Hashana, undeva în septembrie sau octombrie, de obicei în septembrie.
Dar iată că avem și opinia rabinului Iehoșua, care spune că lumea a fost creată în luna Nisan, așa cum a fost interpretat la un moment dat și de Hasidi. Înțelesul mai adânc ar putea fi legat de faptul că, iată, ceea ce Hashem a creat în, la Rosh Hashanah din toamna, adică începutul anului evreiesc, noi suntem în anul 5778, anul evreiesc, s-a referit la lumea fizică, la lumea materială, care a fost creată în Tishrei, în timp ce gândul, ideea despre creație ar fi apărut în luna Nisan. Este o frumoasă interpretare, cu atât mai mult cu cât, iată, luna Nisan este strâns legată de exod, de eliberarea din sclavia poporului evreu și de Pesah, despre care sper să reușim și cu siguranță vom reuși să vorbim mai mult săptămâna ce vine. Sper că suntem încă înainte de Pesah, să nu vorbim după, că nu ne place să vorbim despre sărbători înainte ca ele să se întâmple. Ei, spuneam că am avut o discuție foarte interesantă cu acest erudit și am încercat, cred, am lăsat restul lucrurilor deoparte, pentru că n-am vrut să tratez decât cu toată seriozitatea aceste gânduri ale lui și am să spun atunci când e vorba de gândurile lui, pentru că eu știu că ascultătorii noștri sunt și dintre cei care știu toate aceste lucruri ce țin de istoria poporului evreu și au conotații atât istorice cât și religioase. Spuneam că Pesahul, care este în luna Nisan, sărbătorește eliberarea din sclavie, fuga din Egipt, conștiința asupra propriei persoane pe care Moise o capătă și există aici extrem de interesante, nu neapărat pilde, ci lucruri care se întâmplă într-o devenirea și construcția sufletească a lui Moise la momentul respectiv. Apoi evenimentele neprevăzute care au urmat și pe urmă au urmat și un ciclu de 7 săptămâni. Mai urmează 2 sărbători cumva ca o urmare a Pesahului și le vom menționa numai pentru că vom vorbi despre fiecare înainte ca ele să se întâmple. Dar atunci când acești oameni au plecat din Egipt, poate că aveau mai puțin conștiința libertății lor, pentru că plecau din sclavie și începuseră să se desprindă cumva de statutul de om liber. Sclavia este grea. Ei nu știau poate nici foarte exact originile lor, mulți dintre ei sau unii dintre ei, nici mesajul lui Abraham sau lui Iacob. Este o interpretare, pentru că, sigur, ca să poți studia niște lucruri, îți trebuie timp. Ori sclavii nu aveau acest timp. În afară de Moise, poate că prea puțin știau, poate sau aveau conștiința acestor lucruri. Poate de aceea el a fost cel chemat pe muntele Sinai, în timp ce se spune după unele surse că a tipo 600.000 de evrei care au fost la baza muntelui Sinai când Moise a urcat. Dar ce este cert este că el primește tablele legii, cele 10 porunci. Acest eveniment este revelația, se sărbătorește mai apoi ca o împlinire și se sărbătorește la Shavuot. Iată că poporul la momentul ăla se arată necredincios și nerăbdător și dornic după această sclavie, dornic să se bucure de ceea ce fiecare interpreta a fi viață. Și așa apare episodul vitelului de aur. Și apoi se intră într-un nou ciclu de meditație, de rugăciune pe timpul verii, pentru ca în Elou să înceapă rugăciunile matinale care ne apropie de Rosh Hashanah și apoi de Yom Kippur.
Apoi, după Yom Kippur, urmează Sukkot, pe care tradiția îl numește timpul bucuriei noastre. Dar să ne întoarcem la Pesach, pentru că luna Nisan începe acest ciclu, este timpul libertății noastre, a eliberării. De aceea a fost considerată și este un început, prin urmare, mi se mai spune, și Rosh Hashanah 2. Acum, sigur, există Shavuotul, care este timpul învățării noastre, pe urmă legile de Sukkot, și n-aș vrea să intru în niște detalii pe care, dacă cineva este interesat, le putem poate discuta cu alt prilej. Pentru că există și, să spunem, buna stare pe care o sărbătorim, acel etern, acea eternă binecuvântare, care o reprezintă cele patru spații, adică tipuri de oameni. Și aici intră Chitra, Data, Mirtu, Salcia, dar aș vrea să rămânem la luna Nisan. Deci, luna Nisan, prin Pesahul pe care îl are, urmat de Shavuot și apoi de Sukkot, este drumul spre, să spunem, calea spre a căpăta serenitate, a căpăta sfințenie, a căpăta o eliberare interioară. Totul merge spre legile bucuriei, acea bucurie specială pe care o avem după Kippur, după ce știm că suntem pecetuiți în Cartea Vieții pentru anul care urmează. Vroiam să spun asta pentru că capătă o anumită logică în raport cu derularea calendarului evreiesc. Deci, iată, calendarul evreiesc, o succesiune de evenimente istorico-religioase care îl însoțesc. Deci am ajuns la două posibilități de a începe anul, cea clasică de Rosh Hashanah și cea de Pesach, care este Rosh Hashanah 2. Și ar mai fi pe 1 Elul, în timpul verii, este socoteala datoriilor, pentru că de acolo iarăși este un început, un nou început. Și cea de-a patra sau cel de-al patrulea an nou, este unul, deja prietenii știu, foarte drag inimii mele, cu conotații sufletești, Tubișpat, adică anul nou al pomilor fructiferi. Și iată că am ajuns să identificăm patru începuturi. Nu le-aș numi neapărat anul nou, deși iată, Tubișpatul este anul nou al pomilor, dar le-aș numi patru începuturi. Și dacă ne gândim puțin că începutul este un pilon de viață al evreilor, ne dăm seama că fiecare dintre noi avem în suflet un întreg univers. Cel puțin așa simt eu. Și cred că foarte mulți dintre voi simțiți acest univers care cumva ne racordează la marele univers. Am găsit niște site-uri foarte interesante, drept că nu sunt în limba română, dar cu puțin, foarte puține efort se pot traduce și am găsit ce s-a întâmplat în fiecare din zilele lunii Nisan. Eu la luna Nisan m-am uitat de la început până de curând, să spunem, în epoca contemporană. Și dacă mai avem timp, acum avem următoarea alternativă, să văd. Avem timp. Da? Eu am ales eu mai multe, dar cred că două ar avea loc. Luna Nisan, astăzi este 4 Nisan și m-am dus la 4 Nisan în 1948. 4 Nisan a căzut într-o zi de 13 aprilie și o să vedeți de ce mi-au căzut ochii pe această, pentru că evreii întotdeauna au avut puterea să renască ca pasărea Phoenix după oricât de lucruri grave și grele au fost nevoiți să treacă. Deci în 1948, pe 13 aprilie, era 4 Nisan, un convoi de civili, medici și surori și infirmiere,
însoțit de oameni de pază, a fost atacat într-o ambuscadă de către arabi în drumul lor spre spitalul Hadash. Era în enclava Har HaTzofim, pe muntele Scopus, lângă Ierusalim. Din cele 10 vehicule, numai 5 au scăpat. Au fost omorâți 77 de civili nevinovați în acea zi. Spitalul a fost pentru o vreme izolat de restul Israelului și a trebuit relocat apoi în partea de vest a Ierusalimului, urmând ca un mare centru medical să fie ridicat în 1961 la Ein Kerem, iar utilitățile de pe muntele Scopus au fost redeschise abia după ce s-a reunificat Ierusalimul în războiul de 6 zile din 1967. Am dat acest exemplu pentru că acest spital este un spital de tradiție și extrem de important în întreaga lume și cred că și foarte mulți cetățeni sau din străinătate s-au tratat acolo. Mai am pentru 5 Nisani, care-i mâine, și de ce mai am una singură? Pentru că atunci când noi am vorbit despre luna Adar, am spus că Moise s-a născut și a murit în luna Adar, ceea ce la vremea respectivă nu era o dată clară sau să spunem oficială. Acum aflăm că în luna Nisan, în ziua 5-a, în anul 1272, era la 2 zile înainte de împlinirea celor 30 de zile de doliu de după moartea lui Moshe Rabbeinu, care fusese pe 7 Adar, despre care noi am vorbit. Atunci Yeshua a trimis 2 cercetași care au mers de-a lungul râului Iordan spre Ierihon și împrejurii ca să pregătească o bătălie. După aceea a fost și primul oraș cucerit din Israel. În Ierihon au fost ajutați și ascunși de Rahab sau Rahab, o femeie care trăia în interiorul zidurilor orașului. Ea urma pe urmă să devină nevasta lui Yeshua. Această misiune a fost riscantă și eu am găsit-o interesantă și de menționat, pentru că în urmă cu 40 de ani față de această dată, de la 1272, înaintea erei noastre, deci în urmă cu 40 de ani, Moșe trimisese și el cercetași în Eretz Israelul. Doar că ei atunci au recomandat să nu se intre în momentul respectiv, pentru că nu ar fi avut sort să câștige. De această dată însă, Yeshua a însoțit de șofar, pentru că se pare că rolul șofarului a fost foarte important în aceste încercuiri și lupte. Au încercuit de 7 ori zidurile înainte să reușească să cucerească. Această întâmplare este consemnată în cartea lui Yeshua, capitolele 2 și 6. Bine, ar fi multe, multe, foarte multe de povestit, pentru că am găsit în aceeași lună Nisan întâmplări tragice din, legate de naziști, de al doilea război mondial, dar nu am vrut să intru cu acest prilej în această tematică, nu că m-aș serios sau aș ocoli eu, ci pur și simplu nu era contextul. Vom intra cu un alt prilej. Da. Eu am ilustrat, mă bucur, eu totdeauna am căutat să aducem ceva, tu știi asta, ne-am mai sfătuit, să aducem un element de prospețime, noutate și să nu fie lucruri pe care prietenii noștri le știu bine și pe astea le știu foarte mult, dar pot din așa, pe cine ne ascultă și vrea să înveți împreună cu noi, că și noi învățăm. Nu este o rușine să înveți, ci să crezi că știi, aia este periculos. Ei, eu am ilustrat acolo la noi, la radio, importanța perioadei dinainte de Pesach, deci până în 14, și voiam să vă spun încă câteva cuvinte despre ce este asociat fiecăruia dintre zile. Și prima zi de Nisan, Roșcodești,
este începutul. Ziua a doua este binecuvântarea. Ziua a treia este curățenia. Ziua a patra este creșterea. Ziua a cincea este ascunderea. Ziua a șasea este zicerea. Ziua a șaptea este întrebarea. Ziua a opta este înălțarea. Ziua a noua este mulțumirea. Ziua a zecea este asocierea. Ziua a unsprezecea este sărbătorirea. Ziua a douăsprezecea este găsirea. Ziua a treisprezecea este binevenirea. Când spui fi binevenit. Ziua 14 este rugăciune. De altfel, două lucruri cred, sincer, că trebuie să ne însoțească parcursul și asta poate că trebuie să treci prin viață o parte consistentă ca să ajungi la concluzia că trebuie să mulțumești pentru fiecare zi care ți-a fost dăruită. Deci rugăciunea este extrem de importantă și până la urmă rugăciunea este legătura ta cu universul, cu creația, cu numiți-o cum vreți voi, dar este un fel de a te echilibra tu pe tine și apoi poate că este și o ușurare pentru fiecare, poate că mulți care sunt, eu știu, agnostici sau atei m-ar putea combate, dar nu în cele mai mari detalii, pentru că mulți dintre ei în momentele de cumpână își întorc fața spre Dumnezeu și spun, Doamne ajută-mă. E, asta ar fi una. Și al doilea ar fi curățenia. Curățenia sub toate aspectele și cred că vom începe ediția viitoare în care vom vorbi despre Pesach și despre pregătirea acestei sărbători. Aduc aminte că și în anii trecuți am vorbit cu importanța curățeniei, cu faptul că fiind după Purim, știți că se oprește un humântaș care este Hamesul, care trebuie făcut o asemenea curățenie încât să dispară și cea mai mică urmă de aluat de o speală de orice fel. Și curățenia este însoțită, sigur, curățenia prin toată casa, peste tot, toate cotloanele, dar este însoțită și de curățenia noastră, de o trecere în revistă a ceea ce am făcut bun, a ceea ce poate am greșit. Uneori suntem, ne mai ia, eu știu, gura pe dinainte, vedem atâtea lucruri în jur încât uneori e imposibil să nu reacționăm. Și atunci cele două elemente de echilibru sunt curățenia, rugăciunea și nu îndrăznesc să spun binecuvântarea, dar binecuvântarea ca să o dobândim noi ca oameni trebuie întâi să facem niște lucruri, să dăruim niște lucruri, să dăruim noi altora și să nu așteptăm să primim ceva.